Hello! Bine ați venit în bucătăria mea, eu sunt Andrei. Astăzi o să facem cea mai delicioasă plăcintă și nu mai rămâne decât la final să veniți cu multe aplauze și cu multe like-uri. Bam! Vom începe cu aluatul plăcintei noastre, care o să avem nevoie 200 de grame de unt, 2 ouă întregi, 80 de grame de zahăr pudră, coaja de la o lămâie, coaja de la o portocală, un praf de copt, două esențe, una de vanilie, una de rom, 500 de grame de făină și, bineînțeles, un praf de sare. O să adăugăm praful de copt, praful de sare, zahărul nostru pudră, coaja de portocală de lămâie, esențele noastre, practic le adăugăm pe toate. Deci, nu mai contează cu ce începem. Acum luăm și amestecăm foarte, foarte, foarte bine. Luăm și frumos. Aluatul nostru e unul asemănător cu cel de cornulețe. Deja știți la ce să vă așteptați. Eu am folosit zahărul pudră să se topească mult mai ușor decât zahărul tos, ca să n-am probleme la frământat și să amestece foarte bine coca noastră, care, aș spune, deja am frământat-o foarte bine. Deci, nu fie nici tare, nici moale. Să nu se lipească nici de mâini, să fie elastică, da? O să o punem într-o folie. O vom bate puțin să iasă tot aerul, să se plieze frumos în folia noastră. Mai rămâne decât să o băgăm la frigider timp de o oră sau la congelator 30 de minute. Am băgat și aluatul nostru la frigider. O să trecem la pasul următor, să pregătim merele noastre. Pentru merele noastre o să avem nevoie, bineînțeles, de 2 kg de mere. O să punem 100 de grame per kilogram de zahăr. Adică am pus 200 de grame, 2 kg de mere, da? O linguriță de scorțișoară. O să folosim și zeama de la portocală. 100 de grame de coniac. 100 de grame de pezmet. 100 de grame de stafide. Și un praf de sare. Primul pas, să curățăm merele noastre. Tocmai am curățat și merele noastre. Le-am tăiat cubulețe. Cubulețe puțin mai mari. Pentru că atunci când o să le punem la călit, o să iasă apa din ele și o să mai scadă. Nu sunt de acord cu merele date pe răzătoare pentru a face o plăcintă, pentru că asta e cea mai bună plăcintă. O lingură de ulei, de preferat de măsline. Zahărul la foc foarte mic, nu vrem să-l ardem, vrem doar să topească, să-l caramelizăm ușor. O să dăm drumul și la stafide. O să călim și stafidele puțin. O să adăugăm și merele. O să dăm focul mai tare. Un praf de sare. Merele noastre tocmai au început să moaie și a lăsat destul zeamă aici. Foarte important să gustați acest sosuleț. Dacă vi se pare prea dulce, să folosiți și zeama de la o lămâie. Aici depinde foarte mult de mărul pe care îl aveți, dacă e foarte acru, dacă e foarte dulce. În cazul meu, merele au fost perfect echilibrate, să-i spun așa, la cantitatea de zahăr pe care am pus-o. Putem să adăugăm și sutat de coniac. A început să formeze și sosulețul nostru. Putem adăuga și lingurița de scorțișoară și pezmetul. Cel mai esențial,
lucru din plăcinta noastră, și anume pezmetul. Pezmetul joacă un rol foarte important în plăcinta noastră. O să absorbă, practic, toată zeama lăsată de măr, ceea ce înseamnă că e un lucru fantastic, deoarece nu vrem să ducă tot sucul mărului în blatul de jos al plăcintei, îl moaie prea rău. Mărul nostru este gata. Încă și-a păstrat o formă destul de frumoasă. Coca noastră o sta și ea suficient. La frigider îi dăm folia jos. O bucată puțin mai mare pentru deasupra, cum ar fi asta, și pe asta o să folosesc pentru dedesubt. Acum vom încerca să o modelăm pentru tava noastră. Tocmai am întins aluatul, pus luăm tăvița care facem plăcinta. Perfect pentru tava mea. Voi o să faceți la fel cu tăvile voastre. Puteți să mai peticiți, să zic așa, spațiile goale. Acum vom merge cu tăvița la cuptor la 170 de grade, cred că undeva la 12 minute ar trebui să fie gata. Deci luați aminte, nu trebuie să-l coacem de tot, doar să înceapă să rumenească, el trebuie să mai fie puțin crud în mijloc. Atunci când o să punem mărul și capacul tot din aluat deasupra, el de la temperatură o să gătească. Între timp, până se face aluatul nostru, eu o să întind și a doua cocă să nu pierdem prea mult timp. Am întins și a doua cocă și acum să așteptăm aluatul nostru de la cuptor. Aluatul nostru tocmai s-a copt. Acum o să luăm merele noastre cât mai drept. Acum vom lua și a doua foaie. Voi băga marginile pe marginea tăvii. Voi avea nevoie de două gălbenușuri. O să îl înțepăm și cu o furculiță. Mi-a mai rămas ceva aluat și am zis că ar fi păcat să nu-l folosim, pentru că e foarte delicios. Puteți să faceți diferite forme. Am terminat și cu acest pas, nu mai rămâne decât să băgăm minunata noastră plăcintă la cuptor. Singura atenție pe care trebuie să o avem este blatul de sus, când e el copt, atunci înseamnă că și plăcinta noastră este gata. E gata și plăcinta noastră, o să-i punem zahăr pudră acum cât este caldă,
revenim când se răcește și putem să o desfacem. Abia aștept să o răcesc suficient, nu mai am răbdare. O să încerc să o desfac chiar acum. Arăt și la cameră, mi se pare că arată senzațional, e foarte gustoasă, e senzațională, doar că va trebui să așteptăm să răcească foarte, foarte, foarte bine pentru a-i simți într-adevăr toate aromele. Eu am fost Andrei, dacă îți place ceea ce fac, nu uita să apeși acel clopoțel pentru notificări, să apeși acel butonaș pentru abonare, pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le voi posta de acum încolo. Poftă bună celor care încercați. Ne revedem cu drag.